Salutare lume, eu sunt Mihăiță și bine ați venit la un nou episod de pe acest canal. Iată, în acest video vreau să promovez un joc în Dream League Soccer 2019, un joc care mie mi-a plăcut enorm, enorm de mult, pentru că are o grafică foarte tare, frate, mi-a plăcut absolut totul din acest joc. Aveți linkul în descriere. Linkul este pe Media Free, voi doar cât îl descărcați și după ce s-a descărcat, intrați în RAR, aplicația RAR o găsiți gratis pe Magazin Play, pe Play Store, depinde cum aveți unii dintre voi. După ce s-a descărcat, intrăm în RAR. Ok, am intrat în RAR, căutăm Download și vedem aici data... Dream League Soccer 2019 și OBB, stați să șterg ăsta că nu avem nevoie acum de el. Ok, după ce s-a scărcat, intrăm în RAR, Dowland, totul bine până acum. Urmăriți-mă cu atenție ca să puteți face și voi la fel și dacă aveți nelămuriri să-mi lăsați în comentariu, iar eu voi încerca să vă ajut pe fiecare. Intrăm în aceasta, dăm click doar o dată pe aceasta. Ok, vedem totul bine până acum. Intrăm în APC, dăm click pe ăsta, așteptăm să se extragă, instalăm aplicația, atenție, eu nu l-am instalat până acum și vreau să văd odată cu voi cum este jocul. Mi-au trimis niște băieți mesaje, ci că jocul este tare, te rog să-l promovezi, este fain. Mi-au trimis niște poze și am zis, hai frate să văd ce joc este ăsta și hai să-l promovezi. Ok, după ce s-a instalat, dăm terminat, niciun gând să dați deschideți pentru că stricați totul. Dăm aici, pe asta verde de sus. Ok, totul bine până acum. Dăm click pe data. Bifăm această căsuță. Cred că unii știți că ați văzut la videourile trecute și cred că știți ce trebuie să faceți. Dar dacă aveți nelămuriri, lăsați în secțiunea de comentarii sau vă puteți uita de două sau până înțelegeți la acest videoclip. Bifăm această căsuță. Dăm aici, pe această săgeată. Dăm browse, cred că vede toată lumea, dăm aici. Și acum căutăm Android. Dăm pe data. Ok, și ok. Ok, s-a extras până acum totul bine. Acum dăm pe OBB. Bifăm această căsuță. Dăm pe săgeata aceasta, exact facem exact ca la data. Căutăm Android și atenție, acum nu mai dăm pe data, dăm pe OBB. Ok și ok. Așteptăm să se finalizeze, nu apăsați pe nimic, doar așteptați, fraților, doar așteptați. V-aș ruga să dați un like acestui videoclip dacă mai vreți în continuare tutoriale cu astfel de jocuri, fraților. Ok, totul bine până acum, s-a instalat... totul, hai să opresc să vă luăm mult pentru că într-un joc să nu se audă muzica, să se audă peste mine că este nasul, frate. Iată, avem și jocul aici cu Cristiano Ronaldo la Juventus. Haideți să vedem ce poate capul la acest joc. Iată ce totul frumos până acum. Dăm click, așteptăm. Așteptăm, fraților, nu contează cât așteptăm, dar trebuie să așteptăm pentru că nu este jocul original, este doar un mod și iată că am intrat în joc, fraților, iată 16 milioane, hec, ce joc, iată și stadionul cât este de frumos, frate, reușit după părerea mea, nu am ce comenta la stadion, este foarte frumos, ia și mare, iată, ia uitați-vă, aveți și toate transferurile deblocate, Mohamed Salah, Aubameyang, Benzema, Carrasco, Diego Costa, Kylian Mbappé, iată și pe Mbappé. Vreau să văd dacă sunt jucători români, Budescu.
Da, frate, iată, este și Constantin Budescu. Ok, vreau să văd cum stă treaba aici, ce echipă avem noi. Iată, echipa noastră este aceasta, Foot Draft 19, de la FIFA 19. Iată, Neymar, Ronaldo, Messi. În fine, puteți face și unele schimbări dacă vreți voi, dar eu cred că acest 11 este destul de reușit. Chiellini, Piqué, Ramos și Thiago Silva, fundașii acestui joc. Un mod destul de reușit, după părerea mea. Cred că este cel mai frumos Dream League Soccer care l-am jucat eu personal. Părerea mea asta, acum vă puteți da cu părerea oricare dintre voi, fraților. Iată și echipamentele. Hai să dăm drumul unei mici partide, să vedem cum este stadionul, cum se prezintă, să vedem de acum, să vedem. Iată, frate, ce grafică frumoasă are. Acum, na, depinde și de telefoanele voastre, dacă nu se blochează, ați avut noroc, frate, abonați-vă dacă sunteți noi pe acest canal. Iată, primul 11 al nostru. Butoanele, ce frumoase sunt butoanele, frate. Iată-l pe Ronaldo pentru Messi. Frate, ce ar fi să fie Ronaldo cu Messi într-o echipă? Cred că ar demola tot fotbalul modern. Iată-l pe Modric. Butoanele îmi plac enorm, butoanele, fraților. Chiar șmecher. Dă senzația aia de a juca Dream League Soccer. Iată-l pe Neymar și scrie Neymar. Cred că voi juca și eu acest joc și voi face carieră, pentru că îmi place enorm. Nu știu, cred că toți jucătorii sunt de 100, nu mai aduc aminte, stați puțin. Da, bă, băieți, uitați-vă, toți jucătorii de 100, bă, băieți. Foarte șmecher jocul. Iată, deja am reușit să înscriem. Nu știu exact dacă este HD, dar cred că este, că are o calitate extraordinară. Iată-l pe Piqué pentru Modric. Iată pe Rakitic, cei doi croații. Iată ce viteză are Rakitic, și normal să aibă over de 100. Iată pe Ronaldo ce a făcut acolo, fraților. Aici cred că voi încheia și eu acest episod. Dacă v-am ajutat, distribuiți mai departe să vadă și prietenii voștri, să se joace și ei. Dacă vreți, abonați-vă. Iată pe Eden Hazard cu șut departe de poarta lor. Aici încheie acest episod, sper că v-am ajutat, aveți linkul în descriere, toate cele bune, pa, pa!